Luni 17 ianuarie 2022 este Blue Monday, considerată cea mai tristă zi din an. Teoria are la bază factori precum numărul zilelor care au trecut de la sărbători și cel al zilelor care au trecut de la nerespectarea obiectivelor decise pentru noul an, datoriile acumulate, nivelul de motivație și, nu în ultimul rând, condițiile meteo. Astăzi, 17 ianuarie 2022, este Blue Monday, luna tristă sau cea mai deprimantă zi a anului. Este o denumire din engleză ce indică o predispoziție către o stare de tristețe. Stabilită după criterii mai mult sau mai puțin științifice, este de fapt o invitație de a reflecta asupra uneia dintre bolile acestui secol, depresia. E normal că și vremea aceea, spune cuvântul, a fost un pic de libertate. Nu știu, nu pot să spun acum, fiecare gândește. Toate specialiștii afirmă faptul că astăzi ar fi cea mai depresivă zi din an. Adică sărbătorile au trecut, poate contribuie și vremea la acest lucru. Oamenii sunt supărați astăzi. Da, sunt supărați, lumea e foarte, foarte supărată. Din 2005 încoace, cea de-a treia zi de luni din ianuarie este numită Blue Monday și este considerată cea mai tristă zi din an, pentru că mai mulți factori contribuie la o stare de deprimare. Anumite statistici au relevat că în această zi a anului multe persoane se simt mai triste sau mai puțin încrezătoare. Păi dacă e iarnă, ce părere să am? Îi zicem iarnă și gata. Trebuie să rezistăm. Potrivit unor cercetări, trecerea sărbătorilor de iarnă, cheltuielile din luna decembrie, vremea posomorâtă și perspectiva îndepărtată a unei vacanțe sunt doar câteva dintre motivele care contribuie la această stare depresivă. La acestea se adaugă și starea de incertitudine și anxietate generată de pandemia, care a ajuns deja în al treilea an.